Ne apropiem de final. Și cum un magician în plus nu strică niciodată, îl avem pe el. Știi, mă, Mario? Salutare. Ce poți? Ce cu tine pe aici? Păi m-a invitat Bendeac. Bună seara! Ce? Sunteți magicianul Mario? Cu mine vorbiți? Am văzut un afiș al dumneavoastră. Ce eveniment aveți și unde vreau să fiu? Este un botez în București la... Pentru o nuntă în București, 250 de persoane. Domnule, sunt liber, știi, la prima... A, ești de la client, da, gen. Da, să mă agați. Și n-am... Nu mi-am dat seama, înțelegi? Pe zona Bucureștiului și putem vorbi undeva și de detalii, tot ce trebuie și cam ce problemă. Păi să stabilim unde. Și cum mi-a spus, nu sunt Mihai Bindea. Opa! Domnul magician Mario, mie mi-ar conveni foarte, foarte mult dacă ne-am vedea la studioul Ai Umor, Mihai Bendeac. Că a văzut pe un afiș de-al meu, da. pe internet, postarea cu sigla Ai Umor, cel mai senzațional număr de la Ai Umor. Da. Cel mai senzațional număr? Senzațional n-are gradă comparație, boule! Cel mai senzațional număr Ai Umor! Cel mai senzațional număr ai, mă, sigla, bă, e sigla, bă, sigla, pentru care ne-am dat cu capul de masă de 2 ani jumate. Dacă n-am văzut sigla aia pusă, am văzut pe afișe semifinalist Ai Umor, frate. Și era sigla. Bă, dar chiar nu are nimeni, nu deține nimeni această siglă. Semifinalist, noi n-avem semifinală în pana mea. Bă, hai să avem o garanție, hai să vadă cineva ce fac oamenii ăștia în țară, pentru că am aflat, adică îmi scriu și mie oameni. Bă, a venit nu știu cine și a fost vraiște. Bă, dacă cineva vede sigla Ai Umor, sunt șanse foarte mari ca în primele 10 secunde se gândească la unul dintre noi. Suntem foarte lipiți, imaginea noastră e foarte lipită de chestia asta, de această siglă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Mario Magicianul! Bună seara, bună seara! Bună seara! Cum ați ajuns aici? Prin magie? Prin magie, zic. Da. Păi, dacă am fost sunat aseară de către domnul Bendeac... Știi cum se numește asta? Adică ce urmează să se întâmple? Este testul de siglă. Da. Nu? Urmează un test de siglă. Doamne, ai sau nu ai dreptul ca pe afișele tale să apară sigla Ai Umor? Sigur că da. Cine a creat sigla Ai Umor? Cine a creat-o, băia? Cine? Păi, dar poate că peste 20 de ani, 30 de ani se vor uita oamenii la aceste numere. Dom'le, micuțul Ai Umor, prima apariție a lui Ionuț Rusu, momente legendare ale comediei românești. Dom'le, cine a fost creatorul trofeului? Vor fi dintre astea, cine? Cum îl cheamă? Ăla trebuie să devină poliția siglei, dacă voi nu sunteți în stare. Băiatul ăla. Cât durează momentul? Păi, dacă adică... mă ajutați destul de repede, 2 minute terminăm. Dar am nevoie... avem și mai mult, dacă nu? Nu, 2 minute este perfect. Mi se pare perfect. Da, dacă tu reușești în 2 minute să câștigi sigla pe afiș, este fantastic. Să înceapă demonstrația supremă. Bang. A început. Dar, din momentul acesta o să am nevoie de noastră ca să mă ajutați, da, pe tot parcursul programului să facem împreună aceleași numere de magie. Ok. Hai. Așa că vă invit lângă mine. Gata, frate. Te invit aici. 2 minute. Este seara ta. 2 minute. Șansă. Ce vom prezenta? Nu știu. Este un lucru simplu. O să vă rog. Exact ce fac eu, asta face și noastră. Avem un chibrit, da? Iar aici avem niște șervețele, da? O să luăm un șervețel. Luați șervețelul. Da. E, din momentul acesta mai am nevoie de un... Ia să vedem noi, îl găsim. Da, un evantai. Care o să-l folosiți? Pe care? O să... Nu de alt. Să nu se aprindă destul de tare acel. Da, okay. Vă rog să-l puneți undeva în buzunar. Un minut! Un minut? A trecut? Un minut? Aoleu, okay. M-aș spera. Bun, atunci o să iau și eu un șervețel și un chibrit. Da. Și o să vă rog să faceți exact ca mine, da? Da. Luăm șervețelul. Da. Da? Îl aprindem. Chibritul. Și șervețelul, da. Suflăm. Vă rog, îl aruncați jos.
Nu. Da, ce? A, ăsta. Măsa, dracu. 30 de secunde. Țineți-l. Bă! Repede. Dar nu mi-ai spus ce să fac, jur. Păi eu v-am spus, trebuie să fiți atent la mine. Și n-ați fost destul de atent. Poți să mai facem încă ceva. Stop! Vezi dacă nu ești atent? Bă, ce să mai vorbim despre Marius? Pe bune. N-ați vrut să faceți acest număr. Poftim? N-ați vrut să faceți acest număr cu mine. Care era ideea acelui număr de bâlci? Care, că ce? Că mi-a dat mie să ard. Așa, ars și el un șervețel și la el au apărut 3 hârtii de 50 de lei și la mine nu. Asta era ideea. Ăsta era număr. Nu, stai, lasă-mă să vorbesc un pic. Deci, am descoperit o fotografie în care domnul magician Mario avea pe afiș trecută sigla iUmor, lucru care pe mine m-a revoltat, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni care folosesc această siglă și ți-am spus că am văzut și semifinalist, inclusiv semifinalist iUmor. Bun, și dincolo de faptul că ai folosit treaba aia, ai trecut dedesubt câștigătorul emisiuni, un singurii. Fiți la muncă. Exact. Acum, eu ne... fiind chiar atât de prost. Adică sunt foarte prost uneori când văd o fată care îmi place. Atunci, da, devin îngroiesor de prost. Dar când văd un magician care nu-mi place, nu sunt foarte, foarte prost. Acum, mai știm și noi cum se făceau afișele încă din anii 90, când apăreau pe afiș tot felul de nume care, de fapt, nu apăreau în spectacol. Știm astfel de lucruri de marketing, de, cum să spun eu, producător de la de neam prost, jegos, pe care l-aș bate rău de tot. Crezi că dacă îmi pun sigla... O să fac trei, vreau să fac trei spectacole pe zi. Îl bat băbănică, trei spectacole. Dimineață, prânz și seară. La sala Palatului. La sala Palatului. Și știi câte fac? O săptămână, numai așa o țin. Dar dacă pun sigla, s-ar putea să fie mai bine. Adică mă gândesc că ăsta e secretul. În asta, în asta cum? Jurata a emisiuni, ai umor. Cea mai senzațională jurată. Am participat și la Neața. Ești în concurs acum? Nu? Ieși afară. Am făcut exact cum ai făcut la X-Factor. Ești afară. Mulțumesc. Seară bună. N-ai pentru ce. Dacă mai folosești vreodată sigla ai umor, eu sunt omul tău. Din păcate, toți artiștii o folosesc, așa că dacă vreți, o dăm jos și punem o siglă cu magicianul Mario, că și așa avem poza acum, nu? Magicianul Mario și Bendea în spectacol. Câștigătorul emisiuni. În gură cu poftiți, vă rog, în... Bă, știi cine sunt eu acum? Cine? Karma. Că ăsta intră pe tot felul de grupuri de magicieni și de nu știu ce, care și o atitudine de... Și ia palții la perpui, este un mare magician. Cât tu pe o să ai? E relaxat. Și tu nu? Relaxează-te. Așa sunt magicienii. Relaxează-te. Relaxați. Ce vrei să faci? Că toți facem un grup de număr și nu mai sunt pe mine. Niciodată? O să folosești o sigla.